Bună ziua! Astăzi, împreună cu invitata mea, Bențe Noemi, în vârstă de 14 ani, elev în clasa 8-a la Liceu Teoretic Iojico Micloș din Turda, vreau să vă propun următoarea temă. Pion dubli cu pion vecin. Bună, Noemi, ai jucat cu pion dubli cu vecini? Da, am jucat. Și ai câștigat, bănuiesc, da? Câteodată da, câteodată nu. Ok, după lecția asta nu mă o să câștigi. Doi pion dubli care au pion pe coloanele alăturate, le numim pion dubli cu vecini. Este clar, această formațiune de pion dubli este mult mai sănătoasă decât cea de pion dubli izolați. Acest lucru se datorează faptului că există posibilitatea ca acești pion să se apere între ei. Avem următoarele puncte de vedere. 1. Pionii dubli cu vecini sunt mobili. 2. În final, pionii dubli cu vecini reprezintă o slăbiciune. 3. Dispariția pionului vecin îi transformă în pion dubli izolați. Ce trebuie să facă cel care deține pion dubli cu vecin? A. Să păstreze pionul vecin. B. Să evite schimbul figurilor și să ajungă în final. C. Avansarea pionilor dubli și scăparea de ei, dacă este posibil. Ce trebuie să facă cel care luptă împotriva pionilor dubli cu vecin? A. Să scape de pionul vecin și să transforme poziția pionilor adversarului în pion dubli izolați. B. Să încerce să intre în final prin schimbul figurilor. Să vedem următoarea poziție. În această poziție, cine are pion dubli? Albul. Albul, care? F2, F3 și E3. Da, sunt pion dubli cu vecini. Pionul din F2 apără pionul din E3, iar dacă împingem pionul din F3, e apărat de pionul din E3. Bun. Ce mutare face albul aici? Tur C1. Da. De ce face această mutare? Pentru că nu s-a uitat la emisiunea noastră și așa intră este, în final. N-a știut regula, nu s-a uitat la emisiunea noastră. Bun. Spune-mi ce joacă negru. Tur bate la C1. Da. Rege bate la C1. Da. Rege F6. Da. Rege D2. Da. Rege G5. Da. Rege E2. Spune-mi, te rog, regele negru unde se îndreaptă, către ce pion? La pionul slab din H2. Așa este. Bun. Hai să continuăm. Rege H4. Da. Rege F1. Rege H3. Rege G1. Da, deci a fixat pionul slab în H2. Da, bun. E5. Da. Rege H1. Da. B5. Blochează și pionii A3, B4 de pe flancul damei. Rege G1. Da. F5. Rege H1. Da. G5, rege G1. Da. H5, E4. Da. F bate la E4. F bate la E4. G4. Da. Rege H1. H4. Da. H4. Rege G1. Da. G3. H bate la G3. H bate la G3 și albul cedează. Da, hai să mai vedem câteva mutări. F bate la G3. Rege bate la G3. Rege F1. Rege F3. Rege E1. Rege bate la E4. Și în poziția asta, negru are 3 pion contra 2 și albul nu are nicio șansă. Noi mi-i mulțumesc foarte mult pentru ajutorul acordat. Cu plăcere. Atât pentru emisiunea de astăzi. Urmează soluția problemei precedente și problema emisiunii de astăzi. Soluția problemei emisiunii precedente este: albul mută, cal C5. Problema emisiunii de astăzi: alb, rege G1, tur E5. Pion, A2, B2, C2, F2, E2 și H2. Negru, rege F7, tur E8. Pion, A6, B7, C7, C6, G7 și H7. Enunțul problemei este: care este cea mai bună mutare pentru alb?
Așteptăm răspunsurile pe mail la reșipioni@tvr.ro. Cel care va răspunde corect la 3 din următoarele probleme ale emisiunii va fi invitat alături de mine la prezentarea unei lecții de șac. Vă mulțumesc pentru atenție, mult succes la rezolvarea problemei și vă aștept vinerea viitoare la ora 11:50 la o nouă emisiune. La revedere!